la primărie, cât și la Consiliul Județene, au ajuns niște oameni, nu neapărat mai orientați sau mai muncitori, dar care au înțeles la un moment dat, alături de alți doi actori politici, că această zonă nu se poate moderniza și nu se poate ridica decât dacă există înțelegere și armonie între noi. Poate că ne-ați mai auzit sau poate ne-ați mai văzut împreună și a apărut așa o chestie, bă, ăștia joacă teatru. Nu jucăm teatru, chiar suntem extrem de încăpățânați ca de data aceasta să reușim, pentru că dacă noi, 4-6 oameni, nu ne-am înțelege, din ce în ce mai bine, eu cred că cel de suferit au doar cetățenii celor două comunități. Și a județelor, cât și a orașelor limitrofe. Prin urmare, încă o dată, asigur atât pe cei prezenți în sală, cât mai ales, nu cred că mai aveau nevoie de cuvintele pe care urmează să le spun, mă refer aici la domnul Francesc și la domnul Marian Dragomir, nu cred că mai era nevoie, dar îi asigur încă o dată de tot suportul nostru și de toată prietenia și de toată amiciția și la partea portoare și de lucrări. Mi-aș dori și la Galați să-i pot invita pe omologii noștri și sper ca a treia sau a patra oară, și acum e un avertisment în adevăratul sens al cuvântului pe care îl spun aici, extrem de răspicat, sper să nu mai ratați și a treia, a patra oară licitația, pentru că, așa tinere cum mă vedeți, vă spun că nu cred că o să fiu un om prea comod pentru niciunul dintre cei care astăzi reprezintă interesele APDM Galați, indiferent la ce nivel și indiferent la cine se raportează.